Adică eu m-am oprit. Și țară și el a fost intrigat ce este rog. Și am prins acolo o nuanță foarte interesantă. Unde zice Țuța, niște leale citate de Țuța. Zice, romanul, deși nu poate să se apropie de mit, dar salvează sau prezintă ceva foarte aproape de mit. Iar mitul este ceva care ne domină pe noi, oamenii, de la începutul începuturilor și astăzi și mâine și peste 1000 de ani. Totuși toată istoria și toate avatarurile și toate ce se întâmplă și se întâmplă. Iată așa e și cu viața omenirii și a omului și a mitului. Deci romanul prezintă ceva care ne ajută să înțelegem ca și cum am explicat sau am înțeles sau am interpretat mituri. Și acum două cuvinte numai despre cartea asta. Cartea asta are un vârst copil de aici, sunt mulți copii care sunt de două ori mai tineri decât vârsta acestui carte. De 20 de ani, de 15 ani, de 17, de 30, de 46 de ani sau câți ani, de 66, da? 46. În fine, iată, într-adevăr, cum a spus doamna Aleona Grate, doamna doctor, poartă pecetea timpului, dar dincolo de pecetea timpului, are cum să zic eu, factori sau tonalități sau, cum să le zic eu, fiori din viața în general, din viața în general, viața omului în general. Ceea ce numeam noi în trecut, spuneam general uman sau de ceva în metri cătoare. Iată aici o doamnă de la un radio, Costă Radio, mă întreabă, cum te rezistă această carte atâta timp? Și eu i-am spus că o carte și un text are cel puțin patru nivele. Are nivelul verbal, cuvintele, pe urmă vine nivelul imaginilor pe care le aduc aceste cuvinte, pe urmă vin ideile care rezultă din aceste imagini, din această structură, și pe urmă vine al patrulea, poate chiar al cincilea nivel, care este dincolo de imagini, dincolo de idei, dincolo care noi nu știu, nu le putem descifra și explica, dar ele există și ele se strecoară noi prin aceste două, trei nivele din la noi. De aceea când o să avem, eu aici închei, când o să avem gândire la biblioteci, de biblioteci, da? 28 de biblioteci sau 10, 5, adoptit, noi acolo o să vorbim mai exact și mai concret. Dar ca să vă dați seama că dumneavoastră sunteți în sistemul acesta, să știți un lucru, cum urmează să fie depistat și formulat ceea ce este dincolo de vizibil și de imagine, adică idee. Și la concret să vă spun de ce această carte are viață. Pentru că cine s-ar mai fi gândit vreodată, eu care am trăit și cunosc război, tot războiul, că se va întâmpla ca pentru generațiile următoare să întâmple același război. Și tot ministru, și tot cu sânge, și tot cu victime, și tot cu oameni înnecați, cu oameni împușcați, cu oameni masacrați, mii de oameni au fost. Sunt, de fapt, multe, multe. Dar cine, dacă vă aduceți aminte de război, erau niște băieței care se numeau burunduci, care erau cercetași acolo, pe poziții, la cocieri, la coșul, țaros, dar și, păi, cum puteai să gândi? Și că, hai să lăsăm războiul din 92. Dar acum ce se întâmplă în Ucraina? Dar cine poate garanta că nu se extinde și la noi încoace? Iată, asta este. Ceea ce spuneți în această carte este ceva care permanent ne pașă. Dar acele două maluri ce sunt? Dacă nu spre Uniunea Europeană sau spre Rusia. Iar noi suntem plasați într-un loc așa, când ne trage la într-o parte, bama, noi vrem să mergem încoace, ei ne tragă încolo, noi suntem. Și atunci noi trebuie să ne dăm seama ce facem, cum ieșim din situația asta.
din situația de sfârșire.